Salut! Sunt Sergiu Delcea, membru al echipei Fox România. Mă însoțiți astăzi într-o partidă rapidă, un overnight fishing, pe lacul Floarea Popeștiului, de la marginea Bucureștiului. Știm cu toții că suntem în acele vremuri în care se pare că timpul nu mai are răbdare cu oamenii, motiv pentru care partidele scurte devin din ce în ce mai importante. Mai mult decât atât, nu numai timpul pare că și-a pierdut răbdarea cu noi, cât și natura. A început canicula, motiv pentru care partida rapidă trebuie un pic adaptată și din acest punct de vedere. Am venit astăzi, în încercarea de a evita canicula, am venit astăzi la o partidă overnight, un lucru pe care îl recomand tuturor celor care își doresc partide rapide pe timp de vară. Evident, temperaturile scad un pic seara, crapii par a fi mai dispuși să coopereze cu noi. Bineînțeles, mai mult decât aceste elemente teoretice, vom vorbi astăzi și despre câteva elemente care vă pot ajuta în partidele rapide. În primul rând, știm cu toții, pescuitul la crap se rezumă prin localizare, localizare, localizare. De obicei, când vin la o partidă rapidă, fie overnight, fie pe timp de zi, dar în general o partidă rapidă, primul element, informația despre lac. În cazul în care nu știți foarte bine lacul, informația vă poate ajuta să eliminați anumiți timp morți, să spunem. Trăim în era digitală, avem rețele de socializare, de obicei avem informația la dispoziție. Dacă vorbim de un lac poate mai puțin cunoscut, poate mai puțin frecventat și nu avem aceste informații, aceste teme făcute de acasă, trebuie să ne adaptăm la fața locului. Motiv pentru care primul lucru de la care pornesc atunci când nu am informație, structurile vizibile ale lacului. În cazul de față, pescuim într-un mic golf al lacului, motiv pentru care structurile evidente sunt marginile. În cazul meu, în partea din stânga, am un ponton dublu, un ponton pe care nu se pescuiește în mod regulat. Ce mi indică acest lucru? Faptul că acolo este un pic mai multă liniște. Ca atare, poate fi un loc pe care crapii, fugind de presiunea pescarilor, îl vor căuta. De asemenea, intuitiv aș spune că acolo unde vorbim de un ponton, în cazul nostru chiar de un ponton dublu, apa tinde să fie un pic mai adâncă. Lucru, din nou, esențial, tocmai vorbeam despre efectul caniculei asupra pescarilor. Acesta este un prim punct, lanseta numărul 1, probabil cea din stânga în cazul meu. În ce privește celelalte lansete, voi încerca o strategie de pescuit viteză, practic. Ce înseamnă asta? În prima dată am găsit o nouă structură vizibilă a lacului. În cazul lacului Floarea Popeștiului, vorbim despre un aerator aflat pe jumătatea lacului, la distanță destul de mare de standul pe care mă aflu astăzi, însă în mod evident, aeratorul generează un culoar pe care este imposibil ca peștii să nu-l recunoască, iar pe timp de caniculă, faptul că aeratorul este pornit de administrația lacului, cu siguranță va contribui. Avem deja două puncte de care putem să ne legăm și de la care ne vom începe pescuitul. Pentru cea de-a treia lansetă, voi opta să pescuiesc din nou un pic izolat. Voi căuta peștii la intercepție, întrucât principalul factor pe care trebuie să-l aveți tot timpul în minte pe timpul caniculei este că peștii nu sunt foarte dispuși să se hrănească. Motiv pentru care, în general, în această partidă și în special cu lanseta care voi pescui izolat, nu voi nădi pe ea foarte mult. Nu încerc să satur peștii, nici timpul nu-mi permite un pad de nadă clasic, motiv pentru care voi pescui cu săculeț solubil, voi pescui cu pastă solubilă, cu monturi foarte agresive și așa trecem și la următorul capitol. În momentul în care pescuim overnight sau în general în partidele scurte, nu ne putem permite acea strategie de așteptare clasică în pescuitul la crab. Motiv pentru care apelăm la monturi foarte agresive, monturi rigide, monturi cu articulații și așa mai departe. De asemenea, putem jongla între prezentări. Personal, pescuiesc uneori și cu monturi de pop-up, însă cu precădere vara, eu prefer boilesul solubil, pentru că are o acțiune foarte rapidă și, din nou, nu ne permitem nici să așteptăm, nici să săturăm peștele. Bineînțeles, nu vorbim aici de vreo formulă magică, însă, în jurul acestor elemente, ne putem construi o imagine de ansamblu.
Cum spuneam la început, intenționez să pescuiesc destul de rapid, voi schimba lansetele foarte des, astfel adun informații despre lac. În general, țin lansetele undeva cam la o oră, o oră și un sfert, depinde foarte mult aici să vă adaptați la temperatura apei, să observați cum se dizolvă bilele voastre și așa mai departe. Dacă eventual începe vântul sau nu, tot felul de astfel de schimbări pot genera modificări ale strategiei inițiale. Pentru a face un rezumat foarte scurt, flexibilitatea este cuvântul de ordine atunci când avem de pescuit peste noapte. Să vorbim acum și despre câteva detalii mai tehnice, despre ansamblul plumbului, despre montură, despre raționamentul din spatele alegerilor și așa mai departe. În primul rând am ales să pescuiesc cu un ansamblu elicopter. De obicei, când spunem ansamblu elicopter, primul lucru la care ne gândim este un ansamblu de distanță. În cazul de față, distanțele nu sunt mari. Floarea Popeștiului este un lac destul de mic, regulamentul permite pescuitul numai până la jumătatea lacului, deci factorul distanță este scos din ecuație. De ce am ales totuși ansamblu elicopter? Din informații pe care le am, care nu sunt nici extraordinar de precise, dar nici nu sunt total vagi. În general, lacul are un substrat noroios, cu foarte puține zone tari. De exemplu, aeratorul despre care am vorbit mai devreme, că e o structură evidentă a lacului, și-a creat, practic, în timp, o fâșie de pământ mai tare. Însă, aici este întotdeauna am un mic semn de întrebare despre aceste structuri evidente. Deși clar reprezintă un punct de plecare atunci când nu știți lacul, întrucât este o structură atât de evidentă, ea este pescuită și foarte mult, motiv pentru care nu am început pescuitul de acolo. Probabil că în funcție de rezultatele pe care am, voi veni și pe această structură. Însă, lăsând o parte acest detaliu, am ales să pescuiesc cu ansamblul elicopter, pentru că, așa cum am spus mai devreme, lacul este în foarte mare parte noroios pe substrat. Iar ansamblul elicopter, dincolo de proprietățile lui excepționale pentru distanță, are acest mare avantaj că vă permite să prezentați corect pe orice substrat. Plumbul este plasat frontal, se va scufunda, însă montura rămâne întotdeauna deasupra noroiului. Să trecem acum la monturi. Spuneam în deschiderea acestei mici prezentări că am ales să pescuiesc cu monturi destul de agresive. Pe două lansete pescuiesc cu o montură D-Rig legată cu un fluorocarbon de 0,34 mm și montură cu microanou. De ce aleg să pescuiesc de rig? În primul rând, pe ansamblu elicopter trebuie să avem grijă ca montura noastră să nu se încurce în aruncare. Motiv pentru care firele rigide devin opțiunea numărul 1. Argumentul complementar ideii de proprietate anti-tangle este faptul că fluorocarbonul este invizibil sub apă. Oferă un camuflaj excepțional. Floarea Popeștiului este un lac destul de bine populat, în care prima intuiție ar fi, să spunem, într-un carpodrom, poate camuflajul nu contează așa mult. Experiența mea însă este alta. Deși e un lac mic și foarte bine populat, tocmai din faptul că este mic, este aglomerat. Motiv pentru care peștii au văzut destul de multe la viața lor, lucru ce mă duce în direcția de a face acel pas suplimentar pentru a-mi camufla monturile. Pe lanseta numărul 3 am optat să pescuiesc diferit, am tot o montură rigidă, întrucât folosesc tot un ansamblu elicopter, însă am legat montura cu firul Camotex Stiff, un fir cămășuit rigid, care prelucrat la abur devine excepțional din punct de vedere anti-tangle, însă prin decojirea firului în jurul cârligului îi creez o mecanică destul de interesantă de tip balama. În general, sfatul meu este să încercați să variați un pic monturile. Păstrați ideea centrală de a avea monturi agresive, însă în cadrul acestei categorii mari vorbim de multe opțiuni. Niciodată nu veți ști din prima specificitățile lacului. Niciodată nu veți avea, sau în cazurile fericite în care crabii se hrănesc instantaneu, care sunt rare, veți avea aceste informații. De obicei însă, trebuie să construiți din mers, lucru care este cu atât mai greu într-o partidă scurtă. De aceea consider că a pescui cu două monturi a căror eficiență o știu absolut sigur și avea și o alternativă,
îmi poate crea fie un mic avantaj față de montura dominantă, ca să spunem așa, a lacului, fie un pic de varietate, un cumul de factori de tipul acesta, consider că este un mare, mare avantaj pe care trebuie să-l aveți în minte. Din nou, trebuie să ne raportăm la natura lacului. Experiența mea pe acest lac este că peștii nu se hrănesc frenetic, au perioade în care se hrănesc și mari perioade în care sunt în letargie. Motiv pentru care trebuie să convertim orice trăsătură. Trebuie să avem grijă ca fiecare prezentare, întrucât pe caniculă nu ne așteptăm totuși la un număr excepțional de trăsături, trebuie să fim siguri că monturile convertesc absolut fiecare prezentare. Acesta este argumentul final pentru care am optat pentru monturile rigide. Acestea ar fi, să spunem, elementele tehnice, tema pentru acasă, dacă vreți, cu care venim pregătiți să abordăm partida. Nu vorbim însă despre o formulă magică, ci doar despre câteva elemente pe care le-am observat de-a lungul timpului că ne cresc șansele în astfel de partide lungi. Ce vizăm astăzi este, în primul rând, să avem un număr bun de trăsături. Din nou, canicula deja ne apasă, nu putem urmări o strategie clasică de selecție, motiv pentru care am ales să pescuiesc cu boilies-uri solubile. Ca atare, avem un pescuit tipic de viteză și încercăm să atragem crapii pe care intuitiv îi consider suspicioși. Pornind de la aceste considerente, bineînțeles, fiecare dintre noi este liber să-și adapteze strategia. Și un lucru foarte important pe care eu îl voi urmări și pe care vreau să-l punctez este să construiți tot timpul informațiile pe care le adunați. Acesta este cel mai mare avantaj al pescuitului de viteză, faptul că adunați într-un timp rapid informații. Să sperăm că nu sunt doar niște elemente teoretice vagi și că până la sfârșitul partidei vom reuși să adunăm informații și să avem intrări noi în abovul nostru fort. După cum spuneam în începutul acestei prezentări, am ales să pescuiesc astăzi cu două tipuri de monturi, ambele rigide. Prima montură este un blow black clasic, însă adaptat la ansamblul elicopter. Montura este legată cu un fir Camotec stiff, prelucrat la abur. Am ales să prelucrez la abur deoarece cămașa acestui fir îmi permite o prezentare aproape similară cu un fluorocarbon, bineînțeles. Nu este identic, însă este destul de similar. Ceea ce consider eu că este marele avantaj al blowback-ului este acest efect de balama pe care îl pot oferi monturii. Practic, față de o montură rigidă, clasică, legată cu fluorocarbon, această variantă de blowback îi oferă cărigului un grad mai mare de libertate. Întrucât, așa cum am spus, pescuim pe caniculă, crapii sunt fie apatici, fie foarte suspicioși, consider că acest grad de libertate poate fi elementul esențial. Am ales de asemenea să lestez montura exact în punctul în care am decojit firul pentru a-i oferi o prezentare și mai bună pe substrat. De asemenea, pentru a elimina absolut orice dubiu, absolut orice risc în ceea ce privește încurcarea în aruncare, montura are un tub anti-tangle pe vârtej. Crigul care leg de obicei genul acesta de montură este un Fox Short Curve Shank. De ce aleg Short Curve Shank? Pentru mai multe motive. În primul rând, este un cârlig foarte agresiv. Spuneam la început că nu mă aștept la un număr foarte mare de trăsături, motiv pentru care este absolut necesar să convertim fiecare prezentare. Short Curve Shank este un cârlig deosebit de agresiv, ideal pentru astfel de situații. Elementele lui principale sunt vârful foarte ascuțit și ochietul drept, care se pretează la mai multe prezentări, însă în situația de față, când pescuiesc cu o bilă solubilă, am ales genul acesta de montură blowback. Cea de-a doua montură pe care o voi folosi în această partidă, după cum spuneam, este un D-rig.
D-rig legat cu un Fox Illusion, un fluorocarbon foarte rigid, este unul dintre cele mai bune materiale pentru genul acesta de monturi. De ce D-rig și nu altă prezentare pe fluorocarbon? Din punctul meu de vedere, D-rig permite o distanță destul de mică a momelii față de cârlig. Nu minimală, însă destul de mică. Încerc să elimin la maximum posibilitatea ca peștele să scuipe montura, întrucât, din nou, cu riscul de a mă repeta, pe caniculă peștii nu se hrănesc cu în același din frenetic în care ne-am așteptat primăvara, de exemplu. Consider că acest mic avantaj de a avea o separare nu foarte mare între cârlig și montură poate avea acel efect de anti-eject. Montura este legată, așa cum am spus, cu un fluorocarbon. Fluorocarbonul este extraordinar pentru aruncare, va elimina aproape la minimum riscul de aruncare. Cârligul care leg de obicei D-rig este un curve shank normal, nu short, nu long, curve shank modelul clasic. De ce aleg aici curve shank clasic și nu short? Pentru că am nevoie totuși de o spațiere un pic mai mare pentru ca montura să lucreze perfect. Am ales de data aceasta un cârlig numărul 5. După cum puteți vedea, montura are și un microvârtej pe care atașez boilersul solubil. La final voi atașa și acestei monturi un manșon anti-tangle, din nou pentru a aduce dincolo de orice dubiu posibilitatea ca montura să se încurce în aruncare. De asemenea, un element foarte important pentru care am început să pescuiesc din ce în ce mai mult cu D-rig este o montură foarte versatilă. Dacă majoritatea monturilor de tip stiff rig se pretează fie la wafter, la o momeală critică echilibrată, fie la un boiles de fund, un D-rig poate fi adaptat inclusiv pentru o prezentare de pop-up, inclusiv pentru o prezentare de snowman. Dacă situația vă impune, puteți chiar mări, ușor artificial spus, puteți mări distanța între cârlig și momeală pentru a vă adapta situației de pescuit. Suntem la asfințit, temperatura a început să scadă și un lucru destul de important, numărul săriturilor a început să scadă. Voi lua acest lucru ca un indiciu al faptului că peștii au început să coboare. Deși nu sunt adeptul unor nădiri masive în astfel de partide scurte, voi apela totuși la câteva mâini de boilisuri solubile pentru a încerca să activez cumva peștii. Dacă intuiția mea este corectă și ei au început într-adevăr să coboare odată cu scăderea temperaturii, atunci o nădire ușoară, practic un pic peste nivelul de intercepție, ar trebui să ne crească destul de mult șansele să avem o trăsătură. Știm bine oricum că apusul este un moment excepțional pentru trăsături. Ar trebui să fie așa cu atât mai mult acum pe caniculă, când apusul înseamnă și o scădere evidentă a temperaturii, motiv pentru care vom nădi cu câteva bile solubile. Se pare că unul sau mai multe elemente ale strategiei noastre au mers. Avem prima trăsătură a partidei. Nu este un pește care pare foarte mare, însă este un pește binevenit, la fel ca oricare altul. Și acum am intuit la început pontonul dublu, se pare că ține într-adevăr pește. Și din nou, așa cum am intuit, odată cu lăsarea serii, cu scăderea temperaturilor, în normal, peștii vor trebui să devină din ce în ce mai activi. Așteptăm, nu pare un pește foarte mare, însă, așa cum am spus și mai devreme, orice pește este binevenit. Și exact acest lucru pe care l-am spus de la începutul acestei prezentări este o informație utilă. Avem un loc care produce, știm ce să așteptăm de la următoarele trăsături, știm unde să începem să căutăm peștii
și sperăm să reușim să deslușim misterul, practic, al acestei scurte partide. De bine ce l-am lăudat. Este un pește de mărime medie, să-i spunem, însă, după cum se luptă, nu poate decât să ne bucure. Este al nostru. Un pește destul de dolofan, din câte văd. Nu cel mai mare exemplar al lacului, dar orice are un început. Fără a fi neapărat un trofeu, este totuși prima trăsătură a partidei, un lucru care, bineînțeles, că ne bucură. Îl vom lua ca pe un punct fix de plecare, atât pentru această partidă, cât și pentru următoarele. Și se pare că unul sau mai multe elemente ale strategiei noastre au dat roade. Așteptăm următoarea captură. Fără a supra-licita cumva șansele, consider că după această captură și în general după ce avem o prezentare, o mână de solubile este întotdeauna binevenită pentru a menține vadul activat. Din nou, nu trebuie să exagerați cu astfel de nădiri, sunt mai mult un semnal, nici nu le-aș spune în mod normal nădiri. Iată că avem și cea de-a doua trăsătură a partidei. Este un pește venit de pe un loc nou, însă de pe aceeași montură, un lucru destul de interesant. Se pare că din nou putem discuta despre acea vorbă veche în pescuit, că efortul este întotdeauna răsplătit. Un lucru pe care trebuie totuși să-l punctăm chiar și la aceste partide scurte este că este nevoie de un pic de dedicare și un pic de atenție, în sensul în care parcursul nopții, chiar dacă numărul trăsăturilor nu a fost foarte mare, am continuat să schimb lansetele la interval regulat, să caut locuri noi, bineînțeles cu excepția locului care ne-a dat primul pește, loc pe care l-am considerat fix și de unde am mai avut o prezentare, din păcate, nefinalizată. Iată că până la urmă am reușit să mai provocăm încă o prezentare. Peștele vine un pic mai lent decât cel de data trecută. Nu sunt încă total convins că este un pește mare, însă, așa cum am spus de la bun început, în astfel de partide rapide, absolut orice trăsătură este binevenită. Vom încerca să îl aducem imediat în fața aparatului. Cum că se apropie de mal, pare că începe să lupte un pic mai înverșunat. Este un lucru foarte important chiar și în aceste momente să nu forțați niciodată drill-ul, să nu vă grăbiți. Continuare tinsă, cred că este un pește un pic mai mare decât cel de mai devreme. Da, este un pește frumos. Și este al nostru. Este un pește care pare în zona celor 10 kg. Pește frumos. Dovadă că și în partidele acestea scurte, în care nu vizăm în mod neapărat capturile mari, cu o strategie adecvată, cu perseverență, cu efort, putem ajunge la pești frumoși.
este un crab comun, în condiție destul de bună și ne bucurăm că ne-a vizitat. Un lucru foarte important pe care aș vrea să-l țineți neapărat minte de câte ori pescuiți pe caniculă, fie că vorbim de overnight sau de partide mai lungi, pentru protecția peștelui minimizați timpul pe mal, iar la eliberare aveți întotdeauna grijă din nou să nu vă, aici să nu vă grăbiți și să îl lăsați să-și revină. Șocul termic este destul de mare pentru partenerul nostru de hobby vara, motiv pentru care consider că merită să-i acordăm câteva secunde în plus și noi pentru a-și putea reveni. Peștele este pregătit să se întoarcă. Mulțumim de vizită! Ne aflăm la finalul partidei, din fericire cu încă un drill. Nu pare a fi un pește foarte mare, însă în partidele overnight, cum am spus, repet, ne bucurăm de orice trăsătură. Bilanțul partidei este unul destul de bun. Am avut 4 prezentări incluzând acest pește, dintre care am reușit să scoatem 3. Unul, așa cum ați văzut, un pește undeva în zona celor 10 kg. Un lucru foarte important este și un lucru care ne bucură este faptul că intuiția noastră despre localizare a fost corectă. Locul cel mai productiv a fost cel din stânga, de la pontonul dublu. Suntem de asemenea bucuroși de faptul că pescuitul la intercepție s-a dovedit o strategie bună pe timpul caniculei. Așa cum spuneam de la început, nu cred că este posibil să avem un număr foarte, foarte mare de trăsături în perioada aceasta anului, motiv pentru care din nou ne putem bucura de faptul că monturile agresive și-au făcut datoria. Este un ciortan, din păcate, însă este al nostru și putem practic pune o mică concluzie despre partida de overnight. O strategie flexibilă, nu vă așteptați la rezultate excepționale, însă depuneți efortul necesar, cu o localizare corectă, cu o nădire adecvată, cu monturi suficient de agresive, puteți avea niște rezultate interesante pentru condițiile date. Fiul întins!